Naruto Ultimate Ninja Storm 1, episodul 9, hai să continuăm. Deci am trecut de Genin Arc, Chunin, Examark, Leaf Destruction Arc, Tsunade Search Arc și am ajuns la Cashing, în fine, Sasuke Arc. Când nebunește Sasuke, el o dă până dansele de alea. Așa și e ultimul arc, cred că s-ar putea. Așa. Și avem așa. A Snake Shadow Creeps Up. Hai să vedem. Tsunade became the Hokage and little by little the village hidden in the leaf. Started to say așa, nu știu ce, așa și s-a scris să zicem frustrat. Itachi și Naruto. Asta știe că Naruto devine mai puternic decât el și Naruto. E cu Naruto după putere să-l învingă pe Itachi. Vrea să devină mult mai puternic și să supără aici asta. Se supără aici Sasuke că Naruto mai puternic decât el, că nu știu ce. Și îl provoacă la bătaie. Bine, nu aici, nu știu ce ne putem aici, nu știu. Lol, nu mă știu să fac asta. E problema. Ah, dar n-am vrut să fac asta. Bun. Stai, mă. O să crezi, chiar a mers. Hai să n-a să pot. Mamă, ce combinat. What? Cum nu-i dat pomul, mă? Trebuie să dacă... Better condition, ok. E doar scris timp. Dar nu va asta, mă. Stai, mă. Bun. Da. S-a cam dus Sasuke aici. În faza asta a venit Kakashi și a oprit că se băteau. I-a venit doată lui Sasuke doar după putere ca să vrească pe Itachi și a provocat pe Naruto și a venit în ăsta Kakashi și l-a oprit. I-a oprit pe unul din bătălie. Ok, mai iau departe. Și acum Sasuke fiind obsedat de putere, i-au decizia să îi salut lor Orochimaru și... Aha, și aici sunt puși așa. Sunt luați, mi se pare că Neji, Kiba, Neji, Kiba, Naruto și Kamaru și Choji. Așa. Ăștia pe care i-am spus ca să îl aduc înapoi pe Sasuke. El care s-a alăturat lui Orochimaru ca să
acapareze putere mai multă. Orochimaru-l i-a dat cărva cu lui Sasuke atunci când a mușcat de gât, ca să fac, ca să poate ia locul, efectiv gen, cum să zic, să-i folosească corpul lui Sasuke, foarte puternic, pentru că n-a, e un Uchiha. Mai avem 3000. Bun, mamă, ce-am luat-o pe asta. Am 1800. 900. Mamă, eram... Bă, am dat să apăs pe Y. Neca, am făcut bine acum. E ok. Ia uite-ne pe toți, Kibane și Choji și Shikamaru și Naruto, desigur. Bă, frumos squad-ul, chiar foarte frumos. Ok. Mai departe, avem o bătălie între Choji, parcă, ba nu, Shikamaru, da, Shikamaru e bine, e primul. Și se întâlnesc cu... 5 sau 4, mai țin de parcă să zică 4 de ăștia că gen care al lor Orochimaru și și Kamaru rămâne să se bată că e unul gras așa mare, nu știu cum să zic. Și a închis într-un nu știu să zic, într-un ăsta de piatră, acoperit cu piatră și nu mai putea să mai iasă. Dar știu că am fiind deștept, a găsit un punct sensibil și a reușit, dar nu știu ce e nici cu Kimimaro primul. O fi rămas Neji cu el, mă? A, sunt mai mulți, doar că... N-are niciun sens, Kimimaro? Ce caută aici Kimimaro? Asta e cu ăla cu oase. Kimimaro era... nici nu era aici. Nici nu putea să fie aici din cauza că era acolo. Mă, și Kimimaro ăsta, ca să înțelegeți, Kimimaro ăsta e foarte, foarte puternic, efectiv, în joc. Ca să înțelegeți, deci n-a reușit să-i dau niciun pic de damage. Da? Ca să înțelegeți, deci... Sfârșit, a reușit să-i dau niște damage. Bun. Dai. Bine, mă. Bun. Ce, nici am nevoie, mă. Gata. Ok, e bine că am scăpat de... de bătălia asta, pentru că e greu cu Neji, chiar e greu, având în vedere că eu folosesc destul de mult primul atac. Genul Taijutsu. Următorul. N-are niciun sens, nu zice, era Kimimaro acolo, dar în fine. Și Kamaru cu Kimimaro. Băi, what? De ce toți se bat cu Kimimaro? Of, dar a fost așa bătălia. A fost deloc așa. Kimimaro n-a apărut deloc, de când a sfârșit că l-a luat Sasuke. Înțeles, am înțeles ea. Ok, ok, bă frate, asta te prinde în combo-uri de mamă, frate.
awaits you over there. I'll finish you with this jutsu. Babadan çocuğum var da file. Bak iyi var da çocuğum. Bon. Arattan. Serious mod. Ha, no strategy mod. Bun. What the? Am dat pe lângă Shadow Po... Am dat... Voi ați văzut că am dat pe lângă Shadow Position Jutsu. Uff. Ce mi-a atins când ăsta? Ce-ai, bă, frate, dă pe lângă. Bă, pot să-l nimeresc cu chestia aia? Gata, mă, frate. Frate, ce mod. Wow. Bine, mă.
Bine că am terminat. Bă, n-am ce zic, e... Este greu cu Kimimaro. Bun, băieți, mulțumesc pentru episodul ăsta. Dacă a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să cască astfel. Eu am fost Unreal Byte, v-am lăsat. Pa, pa!